Листele parlamentare vor fi formate nu mai târziu de data de 24 ianuarie, conform legislației. Până pe data de 24 ianuarie pot să iau o decizie în acest sens. Oponenții mei politici care se tem de participarea președintelui în această cursă electorală își trădează emoțiile. Pe de o parte spun că sunt foarte puternici și nu se tem de nimeni în context electoral. Pe de altă parte vor să creeze impedimente președintelui să participe, impedimente care nu au fost niciodată în 27 de ani. Vom vedea cum vor proceda oponenții, însă noi ne rezervăm dreptul de a participa în această campanie electorală.